A disputat a patra finală din carieră, chiar dacă nu a reușit să ridice din nou trofeul Cupa Moldovei deasupra capului. Jucătorul lui Sfântul Gheorghe, Ilie Damașcan, a fost unul dintre cei mai buni jucători ai formației din Suruceni în acest sezon. Ilie, bună seara! Bună seara, Mihai! Finala Sfântul Gheorghe Șerif, practic intra în prelungiri. A venit însă golul superb, marcat în minutul 95 de albanezul Reghe Lușchea. A fost un șut tare, un șut bine plasat. Tu ai ieșit din teren în minutul 75. Cum ai văzut finalul de meci? Un final de meci dezamăgitor. Mereu e foarte trist și frustrant să pierzi o finală, să o pierzi în așa mod în ultimul minut. Da, sunt doar emoții negative, dar e important să facem concluziile necesare care pe viitor o să ne ajute. Da, a fost urât să pierzi în așa mod. Cred că nimeni nu s-a aștepta că meciul nu va intra în prelungiri. Asta e, din păcate, eram deja în tribună, nu mai puteam să ajut echipa cu nimic. Înainte de meci, toată lumea o dădea ca mare favorită pe Șerif. Chiar în intervenția din pauză, invitații Petru Efros și Ștefan Stoica au declarat că nici vorbă de prelungiri, Șerif va câștiga fără probleme. Te așteptai mai mult de la Șerif? Nu pot spun că mă așteptam mai mult sau mai puțin. Cred că, până la urmă, a fost un meci închis cu puține ocazii. Cred că mai mult jocul s-a disputat așa cum ne-am dorit noi, nu cum și-a dorit Șerif. Ne-am apărat foarte bine, am stat foarte bine pe partea noastră de teren. Ei au creat foarte puține ocazii. Doar la început de meci mi-amintesc că au avut un șut de la 16 metri după o greșeală individuală. În rest, nu ne-au creat atât de multe probleme la poarta noastră. Doar acel ultimul minut, ultimul șut, ultima ocazie, după care și noi am mai avut ocazia noastră, care a trecut balonul puțin pe lângă poartă. Noi, după 1-0 din ultimul minut, încă am avut șansa de a egala. Era foarte aproape să intrați din nou în prelungiri. Finala de anul trecut dintre Șerif și Sfântul Gheorghe, de asemenea, a avut nevoie de prelungiri. Atunci Sfântul Gheorghe s-a impus. Sfântul Gheorghe a ajuns pentru a patra oară consecutivă în finala Cupei Moldovei. Este obiectivul vostru principal Cupa Moldovei? Nu pot spune că este obiectivul principal. Obiectivul principal a fost accederea în cupele europene. Acest obiectiv noi l-am îndeplinit mai devreme. Finala am ieșit să o savurăm, am ieșit să jucăm din plăcere. Din păcate nu ne-a ieșit să ridicăm trofeul deasupra capului. Undeva emoțiile nu ne-a permis să jucăm așa cum putem noi, pentru că îi cunosc pe fiecare din băieți, văd zi de zi, știu că fiecare din ei și eu personal putem mult mai multe. Din păcate am avut emoții, jocul nu a decurs așa cum ne doream noi. Și cu siguranță în cele 75 de minute ai primit plăcere pentru că s-a jucat pe noul stadion din Nisporeni cu foarte mulți oameni în tribune. Precedente trei finale le-ai disputat pe stadionul Zimbru. Cum a fost atmosfera? A fost o atmosferă bună. A venit multă lume la stadion, ceea ce se întâmplă mai rar în campionatul nostru. Este frumos să joci cu suporteri în tribune. Este un stadion bun pentru Moldova. Dacă ar fiecare oraș ar avea așa un stadion, cred că fotbalul nostru ar fi un pic la un nivel mai înalt. Ce să spun de finală? Da, a fost frumos, dar personal pentru mine, mie mai tare îmi place să joc finala la Zimbru. Probabil că ești crescut de Zimbru și probabil de asta. Dar noi haideți să vedem un reportaj despre noul stadion din Nisporeni. Nu e Santiago Bernabeu din Madrid și nici San Siro din Milano. E micuțul stadion din Nisporeni, proaspăt reconstruit după standardele internaționale. O arenă de care țara noastră avea nevoie ca de aer. Stadionul din Nisporeni are capacitatea de 5200 de locuri. Cocheta Arena a fost renovată cu aportul Consiliului Raional Nisporeni în colaborare cu Federația Moldovenească de Fotbal. Stadionul dispune de toate cele necesare pentru organizarea unor meciuri importante. Lucrările s-au făcut într-un timp record pentru a se putea disputa finala Cupei Moldovei în condiții la cel mai înalt nivel. Zilnic venim aici, monitorizăm lucrările, ceea ce ține, deci ne focusăm mai mult spre gazonul natural, am ajustat, am
făcut lucrări de mentenanță pentru ca echipele să presteze un meci calitativ, să le placă suporterilor. Aș vrea să mai menționez că au fost instalate practic toate scaunele individuale de plastic pentru a crea un confort pentru suporteri. Stadionul e dotat cu instalație de nocturnă, dar și cu o tabelă de marcaj de ultimă generație. Infrastructura aferentă stadionului la fel corespunde tuturor cerințelor internaționale. Au fost amenajate vestiarele, sălile pentru conferințe, lojele VIP, loja presei, cabina de comentator și, lucru foarte important, în incinta complexului sportiv sunt 42 de locuri de cazare pentru delegațiile sportive. Avem și un hotel cu toate condițiile, unde putem găzdui diferite cantonamente. Hotelul prevede la primul nivel sunt vestiarele, sunt sala de masaj, este sala de protocol, este sala pentru jurnaliști, pentru presconferință, conferință de presă. Și, bineînțeles, și hotelele de unde poate să se odihnească jucătorii. Conform conducerii raionului Nisporeni, pentru reconstrucția stadionului s-au cheltuit circa 90 de milioane de lei. Ilie, în campionat ați ratat podiumul. În duelul cu ce echipe te așteptai să aveți o evoluție mai bună? Mă așteptam să avem evoluții mai bune cu, în primul rând, cu Șerif, cu Petrocub, pentru că am luat foarte puține puncte cu aceste două echipe. Dacă să vorbim de podium, cred că prima parte a campionatului practic deja a decis primele trei echipe care vor fi pe podium. Era o diferență de puncte destul de mare. După prima parte a campionatului am încercat să ne apropiem și noi de Milsami, locul 3, dar până într-un moment ne-a mers bine, dar nu s-a primit. Șerif a avut un lot foarte bun în acest sezon, care s-a afirmat și în Liga Campionilor. Ușor, ușor, jucători importanți părăsesc echipa din Tiraspol. Iată, a fost anunțat și plecarea lui Adama Traoré la campioana ungară, Ferenc Faros. Crezi că Șerif va mai ajunge vreodată în grupele Ligii Campionilor? Nu știu, cred, sper că da, pentru că ne promovează imaginea țării noastre, chiar după acest an când Șerif a evoluat în cupele europene, a evoluat foarte bine, toată lumea vorbea despre Șerif și despre țara noastră mică, Moldova. Așa mulți au aflat de noi. Mulți cumva s-au interesat de fotbalul de aici datorită Șerifului. Faptul că fotbaliștii pleacă, cred că din păcate e ceva la ce ne așteptam, pentru că nu cred că ei vin aici cu gândul să stea mai mult timp, să joace în divizia națională. Cred că totuși pentru stranieri Șerif este o tramplină pentru un campionat mai bun, pentru o echipă mai bună din Europa. Mulți din ei au venit și au îndeplinit obiectivele și au plecat după campionate mai bune. Și iată, se încearcă de fiecare dată ca campionatul să se îmbunătățească, se caută diferite formule. Sezonul viitor se va juca după o nouă formulă. Primele 6 echipe care vor încheia după prima jumătate vor juca din nou și punctele se vor șterge, vor începe de la zero. Fiecare echipă va juca câte 10 meciuri. Crezi că e o șansă pentru alte echipe să devină campioană? Nu știu, sincer nu știu ce să zic, e ceva nou pentru noi, trebuie să vedem cum o să decurgă primul an ca să am o părere. Știu că așa se practică în Liga 1 a României, cu play-off, play-out, însă acolo punctele nu se șterg definitiv, doar se împart în jumate. Nu știu, cred că se merită de încercat, pentru că, din păcate, fotbalul nostru pe an ce trece, nu pot spun că e în creștere, mai devreme e în descreștere, în descendență. Cred că trebuie de încercat, să vedem ce se va primi, dar nu cred că asta e problema cea mai mare. Problema cea mai mare este că în fotbalul nostru nu se investesc destui bani. Sunt foarte puțini oameni care își asumă acest lucru. Asta e realitatea, e trist. Vedem ce se întâmplă și la Zimbru. Fosta ta echipă, echipa care te-a crescut, vor juca pentru prima dată meciul de baraj pe 26 mai la Hâncești cu Spartanii, echipă pe care într-un amical ați învins-o cu 8-0. Cum vezi tot ce se întâmplă la Zimbru? Este foarte trist ce se întâmplă acum la Zimbru. Sincer, personal, mie îmi pare rău ce se întâmplă acolo. Am petrecut acolo mulți ani, am crescut acolo, am evoluat la prima echipă mulți ani.
Am multe amintiri frumoase de acolo, oricum Zimbru ca club are un loc aparte în, nu știu, în sufletul meu, pot spune așa, că de tare nu ar suna asta. Îmi pare rău ce se întâmplă acolo, pentru că ultimii ani Zimbru, eu nu știu în ce direcție merg și ce scopuri au și ce obiective vor să atingă. Dacă s-a ajuns Zimbru, echipa din Moldova cu unul dintre cele mai mari nume, cu așa o istorie, să joace meciuri de baraj, cred că este foarte trist. Da, și ultima dată au jucat în Cupa Europene acum 6 ani și chiar ai marcat. Zimbru, pe vremuri, se bătea și pentru un loc în grupele Ligii Campionilor. Într-adevăr, foarte trist. Și iată Zimbru care a crescut jucători de calitate. Epureanu, Ioniță, fratele tău. Crezi că e o politică greșită? Că ei de fiecare dată aduc foarte mulți stranieri și care nu sunt de calitate? Cu siguranță. Cu siguranță e o politică greșită, pentru că Zimbru mereu a avut mulți discipoli talentați, însă nu au fost cumva apreciați, nu s-a pus accentul pe ei, s-au ales metode poate mai simple pe moment de adus străini care își vor face interesele lor, dar pe distanță lungă vedem la ce s-a ajuns. Zimbru are potențial, are mulți discipoli buni, însă nu știu, ceva acolo se întâmplă greșit pentru dacă clubul a ajuns să joace meciuri de baraj pentru retrogradare. Da. Haideți să auzim ce au declarat galben-verzii după antrenamentul de astăzi. Da, asta cred că cel mai mare coșmar care poate să fie. Sperăm că să trecem mai repede momentul ăsta și să fie tot bine, să învingem și să uităm de dânsă cât mai repede. Pentru mine, sincer, acest sezon cred că a fost cel mai greu din cariera mea de fotbalist. A fost, cred că, mai multe momente negative decât pozitive, dar asta e fotbolul. Într-un an e mai bine, într-un an e mai rău, dar trebuie să facem față, trebuie să trecem peste pragul acesta. Noi am plecat de pe ultimul loc, am încercat să ridicăm echipa de acolo. Când am venit la echipă, acesta a fost locul. Am încercat să scoatem cât mai multe puncte din toate meciurile. Am jucat la victorie, inclusiv cu Șerif, cu echipele de pe primele locuri. Atât s-a putut acum. A fost greu pentru că am venit 14 jucători noi și fiecare la echipele la care au activat înainte au avut alți antrenori și ne-a fost greu să ne omogenizăm în foarte scurt timp. Zimbru se prezintă ca de obicei, cu pofta de fotbal la antrenament și băieții au reîncărcat bateriile. Acum cred că avem 3 zile la dispoziție să punem la punct și anumite automatisme. Dispoziția e bună, bineînțeles că speram cu totul să fie bine, dar fotbal, cum am zis de mai multe ori, nu se știe niciodată. Dacă apare o surpriză, noi nu vrem surprize, asta e clar. Nu vrem surprize, vrem să jucăm la siguranță. Zimbru nu va juca pentru al 6-lea an consecutiv în cupele europene. Fostul discipol al echipei, Ilie Damașcan, este invitatul de astăzi. Ilie, vei juca alături de Sfântul Gheorghe în Conference League. Unde va evolua și fratele tău, Vitale Damașcan, calificat cu Sepsi după ce au câștigat Cupa României? Ți-ai dori un duel cu Vitale? Da, sigur, de ce nu? Nu va fi pentru prima dată când vom fi adversari în teren. Am mai jucat contra lui în meciurile dintre Zimbru și Șerif, dar ar fi ceva interesant, ceva frumos, două echipe, Sfântul Gheorghe, Sepsi reprezintă orașul Sfântul Gheorghe, echipa noastră se numește Sfântul Gheorghe, cred că ar fi ceva frumos. Vitale, după ce a câștigat Cupa României și a marcat un super gol în Liga 1, a fost convocat pe ultima 100 de metri echipa națională, tu erai în lotul lărgit, în final nu ai rămas, ești dezamăgit? Nu pot spun că sunt dezamăgit. Asta e situația, era să fiu bucuros dacă mă aflam și eu în lotul final. Asta e fotbal, s-a optat pentru cei mai pregătiți, cei mai buni fotbaliști care sunt la moment. Este decizia antrenorului. Până la urmă, el răspunde de rezultat și el este nevoit să-i convoace pe cei care, după viziunea lui, sunt cei mai pregătiți la moment și o să-i aducă rezultatele necesare în meciurile
care le au de disputat. Da, au de disputat următoarele meciuri cu Liechtenstein, Andorra și Letonia. Liga Națiunilor, o competiție la care am retrogradat în ultima grupă valorică, ca să zic așa, Liga D. Ne-am bătut cu Kazakhstan, să rămânem în Liga C. Am făcut o figură frumoasă până la urmă. Crezi că tricolorii vor fi la fel de motivanți și în meciurile din luna iunie? Da, cred că după meciul cu Kazakhstan, fotbaliștii ar trebui să aibă o motivație în plus, pentru că au demonstrat tuturor că se poate, că putem juca fotbal, că în meciurile cu Kazakhstan cred că noi am meritat mai mult să ieșim învingători din acel duel. Însă acum băieții trebuie să continue la fel, să presteze același joc cu multe ocazii care l-am văzut și cu Kazakhstan. Am văzut că se poate, am văzut că avem potențial. Sper că băieții noștri să facă o figură cât mai bună, să câștige în meciurile care le-au de disputat. Le doresc baftă și pot spun că țin pumnii pentru ei. Sâmbătă, Moldova 1 a transmis finala Cupei Moldovei la fotbal. În lunile noiembrie și decembrie, postul public de televiziune va transmite campionatul mondial de fotbal. Ai o favorită? Era bine dacă Moldova se afla acolo, însă, din păcate, suntem departe de asta la moment. Mereu am susținut echipa engleză, de mic îl susțineam pe David Beckham și așa mi-a rămas, căci până acum urmăresc campionatul Angliei și o susțin pe Anglia. Ai văzut ce dramatism a fost aseară în campionatul Angliei? City a devenit miraculos din nou campion. Da, asta înseamnă să ai caracter, să, nu știu, să pierzi 2-0 și în 4 minute să marchezi 3 goluri, să câștigi titlul. Cred că sunt niște emoții de nedescris pentru fotbaliști, pentru oamenii care au fost în tribune, pentru suporterii acelei echipe. E un lucru fantastic. Da. Ilie, îți doresc și ție în continuare să ai emoții, la fel cum au trăit-o cetățenii, pentru că cariera ta este în față. Mulțumesc pentru prezența la emisiune. Mulțumesc. Cu plăcere. Da, Manchester City a devenit campioană a Angliei pentru a patra oară în ultimii 5 ani.